Da, na, nu știu, personal, eu sincer n-am fost atras de zona asta de terenuri. Mi s-a părut, nu neapărat că nu este profitabilă, încă o dată, deci poate să fie o clasă de active foarte interesantă. Mi s-a părut că nu cunosc, deci nu am toate elementele pentru a lua o decizie informată. Și bineînțeles, există și dezavantajul ăsta că este o clasă de active bazată pe capital gains, da, câștig de capital și nu produce nimic, da, nu produce Da. dividende, nu produce cupoane, nu produce dobândă. Și atunci te bazezi doar pe aprecierea. Bineînțeles, este un hedging inflaționist destul de bun, nu știu, poate chiar mai bun decât apartamentele. Mie apartamentele oricum mi se par foarte senzitive la modificările de rata dobânzii. Acum avem niște rate mici ale dobânzii în România, dar vedem ce se întâmplă cu inflația. Inflația dă semne să crească, de fapt a ajuns aproape la 7% și Banca Centrală ușor, ușor începe să crească timid dobânda de politică monetară, ceea ce înseamnă că creditarea s-ar putea înăspri și putem avea un efect chiar invers față de cei care consideră că, bineînțeles, pe termen lung imobiliarele sunt un hedging inflaționist. Încă o dată, ele sunt ca și acțiunile pentru prima de risc pe care oferă, dar în contextul unui activ atât de îndatorat, m-aș uita și la chestia asta, m-aș uita la cât levier folosesc românii și ne place în general levierul și ce se întâmplă cu perspectiva de rata dobânzii. Bineînțeles, ce se întâmplă și cu perspectiva cealaltă de salarii. Se discută de impozitarea sectorului IT, care, mă rog, a fost cutit până acum, iarăși. Asta înseamnă o scădere a cererii și din zona aceea, cererii solvate. Deci, în ce situație sunt cei care fac tranzacții cu levier în domeniul ăsta? Își cumpără apartamente cu credit și, în momentul ăsta, după cum știm, valoarea de piața proprietăților este foarte sus și chiriile sunt jos. Practic, randamentul lor este foarte slab în acest moment. Da, te referi Plus la că randamentul, sunt atenție, persoane care. e important să specificăm, te referi la randamentul chiriei, adică acel gross yield, care este numai o Da. componentă a randamentului total, pentru că câștigul sau pierderea de capital este și ea importantă și până la urmă contează randamentul total, ca și la acțiuni. Eu am spus mereu, nu e, dividendele nu sunt venit pasiv pentru că ele nu oferă un câștig, da? În momentul în care primești dividende, prețul acțiunii se corectează cu valoarea dividendului. În Scade. schimb, nu înseamnă că dividendele nu contează, contează însumate cu câștigul de capital. Așa și aici. Bine, imobiliare au un mic avantaj din perspectiva acelui sequence of return risk spre deosebire de acțiuni, în sensul că se consideră că există o stabilitate mai mare a chiriei. Și atunci, chiar dacă prețul fluctuează, tu nu-l vezi fluctuând, te bazezi pe faptul că vei încasa o chirie relativ constant. Dar nici asta nu e o chestie chiar sigură, pentru că pot exista perioade când ai chiria și pot exista perioade de recesiune când și tu vei scădea chiria, dar în principiu fiind un income asset, da, un activ productiv, nu se poate să nu încasezi nimic. Deci ceva vei încasa din chirie. De asta cred că psihologic vorbind românii și preferă imobiliare, neapărat pentru că aduc cel mai mare randament total, ceea ce sigur nu o fac, nu neapărat pentru că au o bună diversificare, o bună granularitate, o bună lichiditate, ci pentru faptul că nu au această volatilitate vizibilă și au un activ productiv, văd acea chirie, acel venit, venind lună de lună. Ai, Da, totuși este destul de, cum ți-am spus și la începutul discuției, eu găsesc în dorința românilor de a cumpăra imobiliare un lucru bun. Nu știu dacă este neapărat bine din punct de vedere investițional, dar să deții totuși o proprietate este un lucru bun. Adică, nu știu, la 80 de ani să stai în chirie nu mi se pare o perspectivă A, nu, absolut în nu. regulă. Este fără echivoc. Cred că toată lumea a spus chestia asta. Atunci când nu ai o proprietate, da? Pentru că chiria are randament minus 100%. Deci poți sta în chirie pe perioadă scurtă de timp, dar pe termen lung trebuie să ai o proprietate unde să locuiești. Eu mă refeream că din punct de vedere investițional nu este neapărat o soluție strălucită, dar are niște avantaje, cel puțin psihologice, și o oarecare stabilitate în coada a venitului, care s-ar putea să conteze pentru
foarte multă lume, mai ales pentru cei care nu sunt familiarizați, nu-i așa, cu piețele financiare. Adică în România, nu știu, am auzit discutându-se, nici nu știu dacă e adevărat sau e o cifră actualizată, de faptul că ar exista undeva la 15.000 de investitori activi. Probabil mai mulți cu conturi deschise, dar mulți nu tranzacționează decât foarte rar sau sunt mai mult inactivi. Ceea ce e foarte puțin, nu? Raportat la, nu știu, peste 15 milioane de români, cred cât suntem acum în țară. Nu știu câți mai suntem exact, cât am fost la ultimul recensământ, a trecut mult de atunci. Ei spun că ar fi 18, acum nu știm. Referitor la riscuri, un lucru pe care nu știe nimeni și care nu se spune în general, este faptul că o clădire nu este proiectată să nu se degradeze deloc în cazul unui cutremur, ci să se degradeze controlat. În felul în care îți salvează ție ca și ocupant viața. Dar mi se pare un risc de luat în seamă. Oamenii nu-l cunosc. Această problemă a fost, mă rog, s-a întâlnit în Noua Zeelandă, cred că în 2011, a fost cutremurul de la Christchurch, când toate clădirile noi au fost foarte degradate și beneficiarii, proprietarii, investitorii s-au văzut în situația în care au dat proiectanții în judecată pentru faptul că ei nu au știut că ale lor clădiri nu o să rămână intacte după cutremur. Bineînțeles că au pierdut procesele pentru că i-au dovedit în instanță, dar... Nu mai vorbi de cutremure, tu îți dai seama, într-o situație ca asta în care ne aflăm, dacă mai avea și un cutremur pe deasupra. Deci, cred că ar fi mai rău decât în filmele horror. N-aș vrea să cobesc, dar să știi că recurența lor e de aproximativ 40 de ani, cam așa a fost în istorie. Am avut unul mare în 1908, 1940, 1977 și acum deja suntem în punctul în care am trecut de 40 de ani. Așa că nu știu ce să spun. Sunt cam două pe secol, în medie, cu tremure mari. Dacă te-ai interesat vreodată la câte grade pe Richter rezistă locul în care stai? Ai fost curios? Sincer, nu. Dar am înțeles că acum la construcțiile noi, mulți dezvoltatori, mă rog, construiesc pentru a rezista la 8 grade. Din câte am înțeles. Ok, să întreb cum au calculat, că sunt și eu curios. Nu știu, eu sper ca blocul meu să reziste, atâta tot. Nu, altceva vreau să zic, asta e o păcăleală de marketing pe care o folosesc foarte mulți. Ea nu are corespondentă realitate. Adică între magnitudinea cutremurului, care este energia degajată de el, și accelerația în amplasament pe care o folosește un proiectant, este o legătură vagă și care oricum depinde de niște legi de atenuare care la noi nu sunt suficient de cunoscute și de mulți alți parametri. Dar s-a împământenit obiceiul să se vorbească la câte grade rezistă o clădire, deși nu știu de unde scot ei gradele alea de 8-9, pentru că se consideră în literatura de specialitate că marginea maximă pe care o poate avea sursa Vrancea este 7,8. Așa că nu știu de unde scot ei 8 grade, 9 grade. Este o păcăleală comercială, pur și simplu, din păcate. Să ne ferească Dumnezeu de chestii de genul, că nu văd bine, sincer, Bucureștiul. Chiar ce crezi că s-ar întâmpla cu piața imobiliară dacă am avea un cutremur de mare magnitudine? Bună întrebare! Probabil că ar crește valoarea proprietăților. Ar crește, care... nu? Că ar rămâne mai puține. Da? Exact. Exact. Și ar fi considerate mai valoroase și probabil oamenii ar pune preț mai mult pe anumite detalii tehnice, dacă s-ar întâmpla lucrul ăsta. Ar fi mai atenți la riscuri. Ar fi mai atenți la riscuri. Da, ceea ce este cât se poate de recomandabil, să spun așa. Vezi, lumea în general se uită la riscuri ex post, nu ex ante. Lumea se uită la riscuri după ce există un FNI, după ce își pierde banii. Când, da, de regulă oamenii sunt reactivi, nu proactivi.
Adică abia după ce m-am îmbolnăvit, mă duc să fac analize. Nu mă duc să le fac preventiv niciodată. Din păcate. Nu știu dacă peste tot e la fel, dar oamenii își asumă riscuri mari și nu știu, am văzut multe absolut nefericite. Eu nu știu, aș întreba pe cineva care m-ar putea ajuta. Mi se pare esențial pentru o sumă modică sau pur și simplu o cunoștință să-ți asumi un risc de a da 10.000 de euro pe o proprietate sau sute de mii. Repet, sau... poate să fie cea mai mare achiziție făcută de cineva într-o viață întreagă. Fie că e luată cu credit, că am mai auzit și discuție de asta. Hai domne, că dacă e credit, e cumva nu-s banii mei. Ba da, pentru că trebuie rambursa creditul respectiv, adică nu e chiar un free lunch. Și am impresia că și între mulți care apelează la ideea asta de levier, e considerat cumva un free lunch. Dom'le, îmi dă banca bani, gata, ca să fac eu bani mai mulți. Nu, îți iei mai mult risc. Da. Din nou, exact. Nu suntem atenți la riscuri, ca și cum ele nu există, pentru că nu s-au materializat încă, dar nu înseamnă că nu se pot materializa. Și asta mi se pare într-adevăr, mai ales că noi nu, să zicem că nu ne pricepem, da, să evaluăm din punct de vedere tehnic o proprietate imobiliară. Și atunci să dau banii ăștia, chit că îi dau doar un avans acum, da, trebuie să plătesc până la urmă toată suma, nu? Să dau atât de mulți bani, da, să mă îndatorez pe 30 de ani, dar să cumpăr o bombă cu ceas, ar fi extrem de dramatic. Deci, încă o dată, pentru o sumă mică, era și o vorbă, cum era, te ieftinești la tărâțe și... Cum era, că nu mai țin minte exact. Ceva de genul. Stă pe limbă în momentul ăsta. Parcă, cum să zic, parcă ne descrie ieftin foarte bine. Ieftin la tărâțe, scump la... Exact. Ceva de genul ăsta. Ne descrie bine chestia asta, adică când e să aruncăm banii, o facem fără să ne uităm, dar în schimb ne, cum să zic, dacă o chestie ne-ar putea îmbunătăți, să zicem, managementul riscului, nu o luăm în calcul, ai domne, ce să plătesc 300 de lei sau când mă costă o opinie avizată? În calitate de proiectant, iau contact cu beneficiari. Fie persoane care își fac case, blocuri. Și mi se pare foarte hilar, pur și simplu, nu pot să înțeleg ce gândesc cu oamenii ăștia, că se zgârcesc extrem de tare la oțel și la beton, adică ce ține de structura de rezistență și, practic, ce le-ar scădea lor riscul investițional. În schimb, sunt foarte generoși cu finisajele, cu instalațiile. Pentru că arată bine, pentru că poate să le au de la prieteni. Le stimulează ego un amic de... Dar nu e regulă deloc. Efectiv, la ultimul bănuț să zgârcesc, să ceartă pentru cantități de materiale, de structură, dar când vine vorba de... Te roagă, nu vrei să pui mai puțin? Păi, eu nu pot să spun, pentru că mi-asum un risc și răspund pe viață pentru ce-ți fac. Dar tu rămâi cu proprietate, ești ok să-ți asumi un risc mai mare. Aia este și un problem pentru faptul că la noi în țară răspunderea pentru construcție, în principiu, are proiectantul și o parte și executantul. Astfel încât dezvoltatorul nu are nicio răspundere pe termen lung. În momentul în care el a vândut proprietatea către client, clientul e singurul răspunzător pentru ce se întâmplă cu structura. Și îți dai seama că dacă el pur și simplu nu are niciun fel de răspundere legală, își permite să facă o groază de orori pe acolo. În Chile au rezolvat problema calității imobiliarelor pentru faptul că au dat răspundere și dezvoltatorului. Chile tot o țară seismică, care are o reglementare mai bună decât România, chiar. România să știe că nu stă rău neapărat, e medie, să zicem, și la calitatea construcțiilor și la reglementări, așa privind global. Overall, da, doar că tu nu poți să cumperi un indice al pieței imobiliare, tu cumperi unități individuale, deci ai risc idiosincratic imens. Pe medie poate stăm bine, da. Dar tu poți să ai ghinionul sau necunoștința să cumperi ceva construit prost. Păi cum spune omul, am 3 apartamente, înseamnă că sunt diversificat. Exact, da. Chiar dacă ar fi să, nu știu, deții vreo investiție imobiliară sau te-a interesat lucrul ăsta?
Am deținut numai când situația mea era o idee proastă și am hotărât să renunț. Să spun așa. Ai hotărât să renunți la investițiile imobiliare, nu? Sau doar Da, la acea da. investiție imobiliară? La acea investiție, în principiu, pe termen mediu, n-am altceva în plan. Rămâne de văzut oricum. Eu personal nu aș cumpăra în perioada asta, pentru că totul mi se pare foarte sus. Deci faci un market timing, să zic așa. Acum, O să spunem. scuză-mă, știi cum e? Market timing-ul, noi spunem că nu se poate face pe bursă, da? În sensul că, bun, ține de noroc să nimerești un minim. Dar când vorbim de a aloca o sumă atât de mare, da, zeci de mii de euro pe piața imobiliară, eu n-aș face decât market timing. Adică, cum să spun, nu neapărat că aș avea încredere că știu când e cel mai mic preț, da? Dar în sensul în care, dacă nu vine un moment favorabil, eu n-aș aloca în piața asta, pentru că, cu toată ideea de granularitate pe bursă, chiar dacă cumpăr la valuation-uri ridicate, pot să cumpăr constant, secvențial și atunci îmi creez un cost mediu, îmi reduc acel sequence of return risk, da? Și cu orizontul investițional, până la urmă, iese bine, este și un activ lichid. Dar aici, dacă nimerești un moment prost, cum e 2008, da, a fost 2008, cunosc persoane care au făcut și upgrade imobiliar atunci, au făcut și credit în franci elvețieni și au cumpărat imobile de două camere cu 180.000 de euro. Plâng și astăzi după decizia asta. Îți dai seama, pe lângă dobânda Și acum compusă le vând cu negativ. 80 de mii. Da, îți dai seama, adică nu mai ai cum să atingi prețurile de atunci. De altfel, înțeleg că e un educator financiar, Adriana Soltanie, care a povestit o astfel de gafă făcută în 2008, a cumpărat o garsonieră la 100 și ceva de mii de euro și nici până în ziua de astăzi nu și-a recuperat investiția, adică pierderea investiției din chiriere. Și da, mi se pare foarte riscant, pentru că în imobiliare chiar contează timingul, pentru că, încă o dată, să zicem că ai 100.000 de euro, da, ai toți banii tăi, nu-ți permiți să cumperi 10 imobile, ci doar unul. Bun, și dacă nimerești într-un moment prost, ți-ai irosit, să zicem, randamentul pe viață, da? Pe când pe bursă poți să nimerești un moment prost azi, dar mâine un moment mai bun și până la urmă, pe termen lung, ies bine. Adică poți să reduc costul mediu cumpărând când prețul este mai jos. Pot chiar să cumpăr mai mult. Deci am un management al riscului, pe când aici n-am. Este cumva los un plic. Cine putea ști că 2014, nu, sau 2015 a fost un moment bun, da? Eu prospectam piața imobiliară atunci și mie prețurile mi se păreau scumpe. Raportat la, bineînțeles, câștigurile de atunci sau situația financiară de atunci, nu mi se păreau neapărat ieftine. Deci n-aveam de unde să știu. Alții însă au avut curaj, au investit și au zis: "Ia uite ce decizie bună am luat. Am investit în 2015." Dar nu puteai să știi. Deci, Eu cred investiția. că o să mai crească prețurile încă. Nu cred că o să se oprească aici. Încă suntem, cum zic băieții ăștia, cu cripto pe bull run. Încă o să mai crească. Uite, aici Ian Cuguda, știu că el este unul din educatorii financiari, ca să spunem așa, care au tot spus: "Domne, imobiliarele sunt scumpe, da? Și se vor prăbuși." Da? Pentru că, mă rog, a dat el mai multe argumente. Eu spun în felul următor: imobiliarele sunt scumpe, dar nu știu dacă se vor prăbuși. Adică un activ scump nu trebuie neapărat să se prăbușească. Poate să continue să rămână în teritoriul supraevaluării, nu? Markets remain irrational more than you can remain solvent. Era o vorbă. Problema e alta. Bun, eu dacă nu știu ce se va întâmpla cu prețul, că se duce în sus sau în jos, pot lua o singură decizie și anume: în condițiile actuale de preț, îmi convine să realizez investiția imobiliară? Și fiecare trebuie să-și dea răspunsul pentru el. În cazul meu e clar, răspunsul e nu. Și eu, cum să spun, eu cer o primă de risc de la investiția imobiliară foarte mare ca să renunț la avantajul lichidității pe care mi-l dau fondurile mutuale menegite pasiv aceste ETF-uri, ca să renunț la avantajul diversificării globale, da? Și ca să renunț la avantajul granularității, faptului că pot să realizez investiții constante și să-mi gestionez astfel riscul mult mai bine. Și atunci, bun, dacă aș lua o astfel de decizie de a investi într-un activ ilichid, spunea Larry Swedrow, illiquidity can be a free lunch, da? Pentru cine nu are nevoie de lichiditate. Dar ca să fac acest pas, atunci trebuie să am niște condiții ale pieței favorabile, da? Și mi-iau atunci mai mult risc pentru că
randamentul așteptat este satisfăcător în acele condiții de risc. Ceea ce, încă o dată, asta nu ne spune că vom ști, nu, încotro se duce piața. Piața poate să crească în continuare. Eu habar n-am. De altfel, persoanele care spun cred că piața imobiliară va crește sau cred că piața imobiliară va scădea, se bazează pe ce? Pe o opinie. Mai auzeam experți CFA spunând credem că cursul de schimb leu-euro în 2000, la finele anului, va fi nu știu cât. Făceau niște estimări. Spunea Howard Marx că aceste forecast-uri în investiții n-au nicio valoare. Da? Te uiți la lira turcească. Da? Lira turcească a scăzut cu 80%, cred, în ultimii 10 ani. Și se află acum la un nivel foarte jos. Tentația naturală să spui, băi, n-aș investi în Turcia pentru că moneda e de cacao și o să se ducă și mai jos. Habar n-am, poate ăsta-i bottom-ul sau poate bottom-ul este foarte aproape și acum poate fi o oportunitate fantastică. Adică ideea de a face un forecast pe ceva ce nu cunoști, da, înseamnă pur și simplu o speculație, nu mă bazez pe nimic. Da? Iar acel forecast, da, trebuie să nu fie cunoscut de piață deja, pentru că dacă eu fac o presupunere că deja este inclusă în preț, n-am niciun avantaj competitiv față de ce cred toți ceilalți din jurul meu. Sunt convins că toți ceilalți cred că lira turcească e de căcat. Nu cred că cineva crede că e o liră, e o monedă fantastică. Și atunci, din nou, aici fiecare să-și gestioneze riscul, dar ceea ce contează, bineînțeles, când vorbim de un activ, evaluarea fundamentală, în principiu, asta ne arată care este randamentul potențial. Nu ne spune ce se va întâmpla pe termen scurt cu prețul activului respectiv. Noi ce știm acum în România este că un price-earning ratio la imobiliar este în jur de 30, adică îți recuperezi investiția, îți amortizezi investiția undeva la 30 de ani. Vorbim de București, de zona centrală, semicentrală și mai departe. Ceea ce mi se pare un randament foarte scăzut. Gândește-te că un indice global oferă undeva la 3-4% randament real pentru următoarea și cu diversificare globală, da? De ce aș investi într-o piață de frontieră pentru un 3-4% același randament pe care îl pot obține de la indice? Atunci, dacă aș vrea să investesc și în imobiliare pentru acel income, acea chirie, da, care mi oferă oarecare stabilitate în portofoliu în etapa retragerii, bun, ar trebui să o fac atunci să obțin un randament foarte satisfăcător, da? Întreba vreodată sau nu știu, ai fost curios să vezi cam care sunt proprietățile, prețurile proprietăților în orașe de provincie medie versus cheile pe care le încasezi? Cum sunt? Nu știu, prin orașe precum, nu știu, care nu o să mă refer la Cluj, Timișoara, aici sunt relativ ok, așa să spunem, dar nu știu, în orașe precum Slatina sau Tulcea sau Brăila, prețurile sunt cam 80-90% din cele din București. Știu că ți se pare mult, dar în schimb chiriile sunt la 60%. Adică randamentul chiriei, chiar, acel gross yield este chiar mai mic în provincie decât în București? Este mult mai mic, incomparabil mai mic. Adică situația Bucureștiului e cea mai fericită posibilă la noi în țară. Acum depinde, cred că, și unde în București. Că dacă te duci să cumperi imobiliare în militari, ai putea numi și ăla București, doar că, mă rog, depinde cât de generos ești când spui București. Mai să știi că piața, din câte am observat eu, merge, adică creșterea este constantă pe toate palierele de proprietăți. Acum, da, dar zic, într-o recesiune mă gândesc că zonele limitrofe vor fi foarte afectate. Deci, nu neapărat deci eu nu mă refer neapărat la valoarea, quantumul chiriei, cât la capacitatea de a închiria constant, de a avea chiriași. Am pe cineva în familie care are un apartament în drumul Taberei, închiriat. E o corvoadă. A fost o corvoadă și este în continuare o corvoadă, în principiu, gestionarea acestei proprietăți imobiliare. Da, am avut și tot acolo. Da, și cum să zic, deci apartamentul e renovat, arată bine, e ok, doar că foarte greu să găsești, adică chiriași de calitate. Și chiria mică, 250 de euro, adică mai nimic, mai mare e daraua decât o caua, știi? Da. Apartament cumpărat, exact.
într-un moment prost, ce-i drept, cu vreo 100 de mii, 2008. Au, au. Da. Cred că acum i-a crescut un pic valoarea odată cu deschiderea metroului. Nu foarte mult, scăzuse spre da. 50 de mii și nu știu, cred că e pe la 60-65 maxim. Adică, în continuare, e un activ care a produs pierdere de capital în ultimii 10 ani, cu tot cu chirire încasate. Da. Din 250 de euro, cu 250 de euro nu se face primăvară, știi cum e. De adevăr, poți nu să înmulțești și cu 12, să știi că nu te ajută foarte mult. Mai mult de 3.000 nu câștigi bani și dacă mulțești chiar cu 10, mai mult de 30.000, deci nu e o mare... Puteai mai bine să ții banii la bancă în ăștia 10 ani sau la, nu știu... Dacă erau atunci, știu că erau titluri de stat pe, din astea denominate în euro pe bursă, dar clar, cine a investit, adică nu cine a cumpărat pentru locuință personală că avea nevoie, mă rog, deci, mă rog, nici atunci nu e ideal, dar e scuzabil cumva. Dar cine a investit, da, a performat foarte prost această investiție în ultimii 10 ani, cine a cumpărat atunci pe vârf. Da, din păcate nu e... investițiile în imobiliare sunt o idee proastă doar dacă sunt singura investiție, să zic așa. Poți să diversifici, dar există mai multe metode. Acum, ele sunt, să spun așa, simplu, dar nu ușor de făcut. Pentru că intervine emoția. Și oamenii spun așa, păi acum da, e piața sus, dar ce să fac? Îmi trebuie o casă unde să locuiesc cu familia mea. Eu știu când o să scadă. Să știi că, Liviu, aici vorbim de cost de oportunitate. Îți dau un exemplu foarte simplu. O familie cu doi copii în București trebuie să plătească chirie 500 de euro pe lună, să zicem. Deci trebuie, pentru că n-au unde să stea. Să zicem că sunt din provincie, deci na, n-au o proprietate. Bun, dacă ar plăti această chirie, da? Pe un an de zile ar plăti 6.000 de euro. În 5 ani se fac 30.000. Păi, cum să zic? E, în cazul lor, adică ar trebui să vină o criză, o corecție semnificativă și să vină destul de repede ca să nu fie mai eficient să cumpere acum, indiferent cât e prețul. Pentru că, încă o dată, vorbim de costul de oportunitate de a plăti chirie. În schimb, eu, de exemplu, eu am unde să stau acum, da? Să zicem că vreau să realizez o investiție. Păi, eu nu sunt presat de nimic, da? Nu am niciun fel de cost de o oportunitate, să spun așa. Adică, eu pot foarte bine să stau să aștept momentul oportun, da? Momentul în care, va, din punct de vedere al risk-reward-ului, va fi eficientă investiția pe imobiliare. Adică, contează foarte mult situația personală a fiecăruia. Pentru că, gândește-te, încă o dată, chiria este... minus 100%, da, equity. Deci nu e că e randament zero. Randament zero, de fapt, randament zero nu știu la ce mai obții acum, dar un randament puțin negativ obții, să zicem, la titluri de stat, da? Dar aici este minus 100% la chirie. Deci pe termen lung este dezavantajos să stai în chirie, să spunem așa. Am văzut că acum e la modă să stai în chirie într-o anumită categorie de persoane. Eu nu sunt neapărat de acord, pot să înțeleg niște argumente, cum ar fi faptul că ești tânăr, ești necăsătorit, vrei să te muți cu jobul, ai alte planuri pentru carieră, nu știi sigur în ce oraș te stabilești, pot să fiu de acord cu argumentele astea pe termen scurt și mediu, dar pe termen lung nu mi se pare o idee bună. Plus că argumentul lor, care e absolut stupid, pe care îl dau genul ăsta de persoane, așa e și în vest, pare de o superficialitate extremă. Păi așa este și în vest, dar e, o fi bine, nu știu, uite-te la oamenii ăia din Germania care au făcut recent referendum ca să expropiați sau să fie impozitați de mari proprietari de imobile, pentru că există câțiva proprietari și, mă rog, e situație de cartel acolo, ridică cheile cum vor și oamenii nu mai poate să trăiască. Și asta e situația tuturor marilor orașe din, da, da, din Occident, că o fi bine. Mie mi se pare, noi fiind obișnuiți cu deținerea de proprietăți, mi se pare o perspectivă de coșmar, nu mi se pare nimic bine în asta. E un lux în România să-ți permiți o proprietate.
adică un lux, un lux comparativ cu afară, da? Afară nu își permit mulți chestia asta. Da. Și dau exemplu mătușei mele, care a făcut un credit pe, nu știu, 100 de ani, 800.000 de franci, da? Apartament în Geneva, atât costă să locuiești acolo. Adică, na, să zicem că la noi încă sunt accesibile proprietățile imobiliare, în sensul că nu te îndatorezi pe 100 de ani, ci pe 30. Da? Adică, bine, altul e standardul de viață, fără doar și poate, dar, într-adevăr, din punctul ăsta de vedere, în vest sunt și mai scumpe proprietățile. Asta nu înseamnă neapărat că investiția în imobiliare e mai bună în România, da? Pentru că, în continuare, trebuie să vedem cu ce comparăm. Dacă poți obțin 3%, 4% la un indice global diversificat și tot atât obțin și la imobiliare în România, n-am niciun câștig, din potrivă. Am o bătaie de cap în plus, am o muncă în plus. Da? Deci faptul că imobiliare din România ar fi cumva mai accesibile față de cele din vest, din punct de vedere locativ, nu înseamnă că reprezintă neapărat o investiție mai bună. Da.